În 5 centre de permanență din județul Botoșan, din totalul celor 13, activitatea a fost suspendată în baza unei decizii a directorului executiv al Direcției de Sănătate Publică. Măsura a fost adoptată în baza ordonanței 17 din 3 august pentru modificarea și completarea legii 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență, care nu mai permite desfășurarea activităților medicale decât în centre fixe. Cele 5 centre mai au la dispoziție alte 90 de zile pentru reorganizare, în caz contrar vor fi desființate. Ordonanța a intrat în vigoare în luna august, însă centrele de permanență au avut termen de 90 de zile pentru a se reorganiza în puncte fixe. Pentru cele 5 centre care nu s-au reorganizat, Direcția de Sănătate Publică Botoșani a decis suspendarea activității. Sunt un număr de 5 centre de permanență care au activitatea suspendată, conform prevederea ordonanței 17, care completează legea 263/2004, dacă în termen de 90 de zile de la data lor la cunoștință deciziei de suspendare nu se reorganizează, respectiv nu-și completează cu numărul de medici prevăzuți, minim 7 medici și minim 5 asistenți medicali și nu-și stabilesc un centru de permanență fix, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică va emite decizia, actul administrativ respectiv, decizia de încetare a activității de centru de permanență. Cele 5 centre de permanență care au activitatea suspendată mai au la dispoziție alte 90 de zile pentru reorganizare. În caz contrar, vor fi desființate. Ne dorim ca toate centrele să depășească acest impediment legislativ, respectiv să-și completeze numărul de medici prevăzuți de noile cerințe legale și să-și stabilească un centru de permanență fix ca să-și poată continua activitatea. Întrucât dorința și menirea noastră a Direcției de Sănătate Publică este să venim în sprijinul cetățean și să asigurăm tot concursul pentru desfășurarea actului medical de calitate. Medicii de familie spun că această măsură afectează în principal populația din zonele în care centrele de permanență au activitatea suspendată. Populația care rămâne fără servicii în afara programului nostru de activitate. Astfel cum se influențeze. Oamenii aceia nu mai beneficiază de servicii după orele noastre de program de la cabinete și atunci trebuie să se ducă la UPU, să apeleze salvarea, să aglomereze celelalte unități de primire urgențe. De asemenea, mai completează medicul de familie. Ordonanța s-a dat în august. S-au dat 90 de zile de grație ca să ne reorganizăm. Nu ni s-a pus la dispoziție spațiu corespunzător unde să ne reorganizăm. Nu din vina noastră, că n-am vrut, nu s-a putut, pentru că nu se găsesc spații în județ și nici în alte județe din țară. A expirat termenul de 90 de zile, am primit suspendarea activității pe încă 90 de zile, timp în care iar nu se vor găsi spații, că n-au de unde, nu se construiesc peste noapte spații pentru centre de permanență și vom fi desființați ca centru. Actul normativ prevede că centrele de permanență funcționează cu un număr de minimum 7 posturi de medic și cu minimum 5 posturi de asistent medical. În prezent, în Botoșani funcționează 8 centre de permanență, respectiv la Dorohoi, Darabani, Bucecea, Trușești, Cristești, Avrămeni și Havârna.